Please attend to some of Thank you.
Avem grijă. Cărui spațiu de afinitate aparține Vlad? Fiindcă el e autorul teoriei spațiului mioritic, pe care l-a analizat și prezentat cu ingeniozitate și strălucire, în variații de subteme surprinzătoare, aproape în obsesii amabile. S-a format oarecum în ideea că el aparține timpului monospațial. Idee întărită de faptul că el nu a trăit în prima parte a vieții la șes sau la munte și că nu se poate găsi în opera lui o descriere abstract voluptoasă a Bălăgandei. De exemplu, care e realitatea? Pentru a răspunde, ne amintim de călătoria pe care copilul Blaga a făcut-o cu părinții săi în munții Sebeșului, la Bistra, mai bine zis. De narațiunea și descrierea din cronicul său revelator de categorice și adânci opțiuni existențiale. Din aceste pagini de neuitat se vede o adâncă participare la un spațiu supramioritic, care merge până la aderării formale. Scrie autorul nostru, purtat de ochi și de închipuire, mă pătrundeam cu și fără fabulație prin toți sporii de vraja și de primejdia muntelui. Munte era această priveliște în care intram tot mai adânc și care la rândul ei intra și ea în mine. Era așa de frumos printre privoare și zăvoaie, ca și stat să-mi prelungesc fără capăt. Dar poate că voi veni și altă dată. Da, voi veni cândva să mă ogolesc aici inima după un zbuciu târziu al vieții. Evocarea vladiană a spațiului montan amintește ca nivel de Hogaș, un adaus de sugerări filozofice. Un alt Caragiale ar învăța și de aici unele pasaje pe din afară. Și pentru a răspunde mai departe, ne amintim de un scurt, dar și neobișnuit episod din viața lui Blaga, la care de data aceasta am luat parte direct. El a venit la Brăila în vara lui 1936, neputând să-i arăt într-o zi două farmecuri și nata geometrică a Marelui Șes, m-am hotărât să mergem în spațiul acoperit a dintre cele două brațe ale Dunării, care era până la opul ceva echivalent, deși cu un emoționant specific propriu. Era la câteva săptămâni după mare inundație anuală a Dunării, ce transforma regiunea munteano-dobrogeană Dunării într-un fel de Amazonie românească. Am luat o barcă condusă de un aborigen, respirând parcă mai mult apă decât aer, pe jumătate de timp, pe jumătate om, și am plecat în lumea tainelor, acompaniați de cipocitul aproape stins al buslelor, înfiorate erențiși. Alunecam pe sub sălcii, care ne lăsau prietenește să mergem mai departe. Treceam de la umbre la lumină, de la lumină la umbre, vedeam jucând prin orcom mister, priveam imaginabilul și ascultam. Totul era un murmur, un susur discret. Ison pierdut al vastității, un triumf anonim al culorii discrete. O mirare a sunetelor mutate ori neobișnuit. Câte o pasăre rară ușor stichiază, ieșea dintr-o taliță și se îndrepta spre alta, în linii geometrice. Cerul își făcea portretul în ape, apele se deschideau spre cer.
Flora și fauna adâncuri de Olympus, călătorul de fluți muzeale. Frunzele de număr descoperite în solitudinea lor aristocratică se uitau ca pe un miracol, dar neturbulată, la lor. Și rămâneau în gravate în tablou ca și pe atunci. Ochiurile mari de apă aprinsă de soare, cu fel de colieni acvatice, păreau să mă arată de gândesc. Ramurile sărcilor se aruncau un timp în sus, apoi se dreptau nostalgic spre apă, într-o atribuire de decorație de toală. În lucruri de lucruri de lucruri de lucruri de lucruri de la un moment dat, puteai avea iluzia că nu vrei pe un lac de la acolo. Ceea ce vedea peisajului cu un altă răsătare. Dar mai presus de orice, îți încercam taina ritmului din ori, încet, încet, uitându-mă și mă rupând. Dacă nu mai întreb, elocvent în orice apareți. În adevăr, apele uneau peste foame, chiar în pași de sentiment, comunități universale, în care trona unul din parmenită. Am mers așa multe ore și crezând că mergem de la începutul lumii și că vom merge până la sfârșitul ei, sau mai bine zis, în eternitate. A spune că tăceam, ea spune puțin. De fapt, amuțisem, iar blaga era mai mult ca oricând în elementul lui. O statuie de metafizică frământată cu simboluri hinduse. Când bacagiul ne-a scos din nou la fluviu, am început treptat să ne dezmeticim, iar când am fost din nou la cheiul Dunării, abia atunci mi-am regăsit formele individuale, dar încă pline de imensitatea revelației din care te puse. La Morxe, cum îi scălește blaga într-o scrisoare, care venea acum nu din munte, ci din taina apelor. După ce a proces și a pus piciorul de pământul ferm, s-a întors și privind în zare, a exclamat, după cum am relatat în alt loc, Dunăre împărătească! Urcând apoi drumul înclinat, săpat în marul înalt al fluviului, blaga era adâncul curat sau luminat, ape multe se iveau și evoluau înăuntru lui într-o tăcere originală și privea pe data aceasta nu numai cu ochii fizici, la peisajul prin care te puse cu aflarea altui spațiu, în care problemele se nășteau ca bulele de aer ce veneau din adâncul și se risipeau la suprafață, topindu-se într-un sens unic și necuprins. A fost și aceasta o participare. Ea nu mai putea avea urmări esențiale în operă, fiindcă autorul nu mai era la vârsta structurilor și incubărilor psihice de fond, dar dovedește disponibilitățile prin blaga. Pentru concluzie, trebuie să spunem de altfel că expresia spațiului nu indică de fapt ceva limitat. Ea a fost, literar vorbind, o expresie de mare rezonanță, care a contribuit la noul teorii respectiv a lui Blaga, popularizând-o în oarecare măsură. Dar vă duc vorbind ce înseamnă Mioi și spațiul la care se referă. El nu e mai spațiul de al vale, de la unul se nu devine, ci e calea și popasul oilor, pe unde au călăduit, împreună cu păstori și câini, păscând și vânt, nu numai în iarba și apa, dar și vânturile și semele de fructuri. Este cu alte cuvinte poemul trăit al transhumanței, în care muntele și șezul, vazi infinit, au avut un mare rol, iar primul rol. Spațiul neolitic este, prin urmare, și o expresie oarecum elastică pe cât de sugestivă. El poate face trecerea la tot spațiul de toate felurile, de aceea aceste două cuvinte, spațiul neolitic, au și devenit repede un sinonim sau un simbol al întregului spațiu românesc. Un alt nume al căinului istoric spațiale a poporului nostru. Caz unic de excludere și aplicare literatura română.
Vlada nu a fost un monospațial. Dacă era așa, ar fi ajuns interpretul care știi, alegnul din care făcea parte și captatorul incantatorii al tuturor sensului ale ei în versul care nu are. Continentul aproape numai în legătură cu sediul funcțiilor pe care le avea. E paradoxal numai în aparență. Amintește de Kant, care s-a născut la Königsberg, dar n-a evadat niciodată din provincia lui, deși a fost între altele și profesor de geografie. E un tâlc special în această aparentă cantonare, care în fond e o cuprindere. Sunt oameni, azi din ce în ce mai rar, ce nu călătoresc tocmai fiindcă au spațiul întreg în ființa lor. Cum era și țăranul înainte, care nu ieșea din satul lui decât la nevoie, dar se simțea al întregului pământ, ca și când satul ar fi fost o sondă ontică. În schimb, turistul merge peste tot, ca într-un cerc vicios, însă nu se simte decât pe el. Blaga n-avea nimic din această psihologie și din acest punct de vedere nu era modern. Fiindcă cei ca el sunt sedentari, dar se simt ai universului. Pentru că este o sărbătoare pentru noi toți, pentru colegii mei, profesorii și bibliotecarii din sectorul 3. Mulțumim tuturor invitațiilor care ne-au onorat cu prezența domnilor lor. Am să mă opresc numai două minute asupra unui volum pe care am avut privilegiul să-l citesc poate mai devreme decât dumneavoastră. Este vorba despre Copilărie și miracol brăilean, care vă stă de altfel la dispoziție după ce se termină volumul nostru. Acest volum m-a impresionat pentru că am descoperit în Vasile Băncilă, profesor și pedagog deosebit, valențe de apostol, educând zeci de generații de elevi, ce nu l-au uitat niciodată, un luptător pentru cauza credinței și dragostei de țară. Am să vă citesc numai un fragment dintr-o scrisoare în care își spune câteva gânduri, o scrisoare din 1923. Am venit la Brăila la prima oră de clasă, de îndată ce am deschis ușa, toți v-ați ridicat în picioare ca la comandă electrică. În momentul următor, v-ați întors la dreapta după un ritual de mecanică sacră și în celălalt s-a auzit o voce limpede și puternică din fundul clasei, voce cu intonații militare. Tatăl nostru, care ne ești în cerul. Momentul era solemn și nu era voie să te duci în clasă, dar surpriza și bucuria pe care le simțeam erau atât de mari, încât pedagogul din fița mea și-a îngăduit această licență spirituală și-a aruncat o privire fugitivă spre bănci. În fața mea era parcă un crânt de mesteceri tineri. Am întors capul la loc și am ascultat mai departe vocea aceea limpede din fundul clasei, cu inima noastră, cea de toate zile. Acesta este profesorul Vasile Băncilă, cel pe care îl omagim astăzi, care credea și vedea, care vedea în elevii săi un crânt de mesteceri tineri. Dau dreptate editorilor acestei cărți, care se întrebau la un moment dat dacă este actual Vasile Băncilă. De ce avem nevoie de Vasile Băncilă? Și avem nevoie pentru că el face parte dintr-o generație de aur a României reîntregite. Pentru că el vine spre noi într-o ceată aleasă și triumfătoare. Pentru că el credea în sufletul românesc, credea în tine, în elevii noștri. Pentru că el trebuie recuperat și redat nou. Numai că noi trebuie să-i venim, să ne pregătim cum trebuie și să-i venim în întâmpinare. Și cred că azi, aici, venim în întâmpinarea
lui Vasile Vâncilă. Vă mulțumesc! Într-adevăr, doamna profesoră Ioana Diaconu ne-a spus că am început sărbătoarea noastră aici legată de centenarul Vasile Vâncilă. Sperăm, ați văzut prin actorii Marina Maican, Vasile Menzel și Mihai Vâncescu, care au făcut un prolog numai, un motto din Vasile Vâncilă pentru sensibilizarea noastră, să fie o continuitate, măcar în asta, măcar animatorii, inclusiv într-o formulă pe care probabil Vasile Vâncilă ar fi agreat la un spectacol. Trebuie să vedem când de aici, poate chiar la Brăila se înceapă spectacol, un spectacol chiar de repertoriu. Dar probabil că pot fi idei în genul acesta și în școli. Vasile Vâncilă este un mare filosof român. Aici sunt profesor de limbă și teatră română și bibliotecar. Pentru început, pentru că este și un mare scriitor și o să reiasă din simpozionul nostru, te rog un filosof, un mare filosof contemporan, domnul Mihai Șora, să vorbească despre spiritul lui Vasile Vâncilă, nu profesor. Cred că, într-adevăr, avem nevoie de Vasile Vâncilă. Avem nevoie pentru că trăim un timp al îngrijorării, care este timpul eficacității. Și Vasile Vâncilă ne-a învățat că există și un timp al bucuriei, un timp al exultanței și cred că este contribuția lui cea mai importantă la filozofia românească. Într-adevăr, prin anii 35-36, dacă nu mă înșel, apăreau în gândirea o suită de eseuri ale lui în legătură cu sărbătoarea. Sărbătoarea este un timp privilegiat în care se reconsideră totalitatea timpului și putem să ne bucurăm de el. Avem nevoie de acest lucru pentru că, într-adevăr, suntem învățați de un timp al îngrijorării, de un timp al proiectelor, de un timp în care suntem ahtiați după rezultatul palpabil a ceea ce va fi la capătul fiecărui moment și e bine să ne deschidem și înspre înalt și lucrul acesta e foarte, foarte bine spus în eseurile lui Vasile Vâncilă despre sărbătoare. Acum vreo un an și ceva și e reeditate într-un volum. Vasile Vâncilă a fost într-adevăr foarte legat, da, Duhul Sărbătorii. E o carte care merită citită, meditată și aș spune merită să fie trăită, adică să preluăm asupra noastră experiența despre care este vorba aici, în Duhul Sărbătorii. Vedeți, el a fost foarte legat de cultura și de trecutul cultural al acestui popor și eseurile lui foarte substanțiale s-au îndreptat într-un prim timp asupra înaintașilor. A vorbit despre Cârvan, a vorbit despre Rădulescu Motru. În Rădulescu Motru există o foarte bună descriere, nu a timpului sărbătoresc, ci a acestui timp aplicat înspre rezultatele lui, tot personalismul energetic și vocația. Asta fac în fond. Și în afară de asta, pe Lucian Blaga, de asemenea, îl văzuse ca pe o energie românească. Energetismul acesta, care străbate filonul tuturor celor despre care a vorbit, și-a lui Cârvan. Cârvan a fost cu o energie consumată într-un timp extrem de scurt și care a izbucnit ca o flacără extraordinară, dar în același timp a fost arheologul aplicat, care, în afară de lecțiile lui înălțătoare de la universitate,
a condus săpăturile și referitoare la protoistoria acestui pământ și a dat acest monument de acribie care este gen. Lucrurile astea vreau să le spun și să subliniez în felul acesta rolul pe care l-a avut Vasile Băncilă în cultura, în gândirea, în filozofia românească. Aici am lăsat primul volum din al doilea și al doilea din Aforisme și Paraforisme. Am avut atunci, ca și acum, o atmosferă de sărbătoare, conferită și de familia lui Vasile Băncilă, fratele său, academicianul Ion Băncilă, care a fost aici și a vorbit despre depărtare sau spațiul depărtării în gândirea copilului Băncilă. Editoare, fiica lui Vasile Băncilă, Ileana Băncilă, care Ileana Băncilă ne-a părăsit mult de mult și a lăsat să continue seria de editări fratele mei, domnul doctor Ion Băncilă. Ca de obicei, și pentru cultul părinților noștri și pentru cultul valilor înaintași, o să rog pe domnul Ion Băncilă să-și roge tatăl. Domnul Ion Băncilă. Domnișoară, doamnă și domnule, onorată auzită, consider sărbătorirea noastră de astăzi ca pe un miracol, chiar un triplu miracol, aș putea spune. Pentru că aici, în Biblioteca Centrală Pedagogică, un pedagog de o viață care a scris, că este acasă. Este deci un miracol că ne regăsim sub aceste auspici. Este un miracol și pentru că ne întâlnim acum la un început în soare de primăvară, care ne dă speranță în suflete și că ne întâlnim într-o familie spirituală de care a aparținut și Vasile Băncilă, aceea a profesorilor de liceu. Nu voi vorbi despre biografia lui Vasile Băncilă. O găsiți în rezumat în materialele care au fost distribuite. Nu voi vorbi nici despre opera lui Vasile Băncilă, care l-a însumat ca 40 de volume, au apărut în prezent 9, deci abia la împirea unui sper, tot în materialul pe care dumneavoastră îl aveți, este o enumerare a acestor apariții și a speranțelor noastre de realizări în condițiile extrem de dificile editoriale pe care le cunoaștem. Dar atunci despre ce voi vorbi? Voi vorbi despre Vasile Băncilă, profesor de limba română. Pentru că dumneavoastră trebuie să știți că o bună parte din viața sa a fost profesor și de limba română. Așa și-a început pericul. Am aici o autobiografie pe scurt pentru un psiholog, scrisă de Denzi, spune: în ultimul an de studenție și după aceea am fost profesor de limba română la Liceul Evanghelic din București. Pe urmă, cât a stat în Brăila detașat pentru apropiere de familie, iarăși a predat limba română la Liceul Industrial de Băieți. Deci, față de limba română, Vasile Băncilă s-a simțit întotdeauna și pentru limba română la el acasă.
acestea sunt ca literat, ca scriitor. Foarte multe din operele sale au o valoare intrinsecă. Dacă dumneavoastră veți consulta și sunt sigur că o veți face eseuri dintr-un volum pe care sper să apară în acest an, care se cheamă foarte frumos Religia Iubirii și Pestaloții, și veți citi acolo un alt stat, mormântul învățătoare, moment grigorescian, călătorii în mediu. Altare și celebri. Dacă veți citi cele trei volume de aforisme, dacă veți, vă veți încânta cu micul eseu pictural despre mâinile sculptorului Gheorghe, dacă veți citi în sfârșit cartea de mare vibrație, Semnificațiile Ardealului, Semnificația Ardealului, dacă veți consulta și corespondența sa cu profesorul Vadim Muntean, fostul său coleg de liceu, veți constata că multe, foarte multe din paginile sale au o valoare de antologică pentru literatura română. Și așa trebuie conținut. Revin la afirmația domnului profesor Cazanu. De ce este necesar astăzi și de ce este azi Vasile Băncilă mai actual ca oricând? Întâi, pentru că trăim ca națiune într-un moment de, să spunem, pun eu pe risc, dezorientare, ceea ce ne trebuie este un teren tare, o stâncă pe care să ne putem fixa și de pe care să nu ne poată lua apele acestei istorii atât de frământate. Și mai avem nevoie de un prieten care să ne ajute cu gândurile, cu sfaturile lui, cu îndemnul vieții sale de muncă, de creație și de sacrificiu. Pentru noi, un astfel de sprijin poate fi nepregătuit marele iubitor de oameni, Vasile Băncilă. Fără Vasile Băncilă, am fi mai sărat. Ca în privirea, ca după privirea aceasta, nu numai filială, dar și pe registrul exprimărilor marelui filosof și scriitor Vasile Băncilă, să trecem la o referință, aș spune și o referință la o referință, adică un gânditor, încă un gânditor care ne va vorbi despre gândurile lui Vasile Băncilă, aforisme. Este vorba de domnul profesor, doctor, docent, scriitor și gânditor Victor Săclanu, care vreau să vorbească. E foarte interesant tot corpusul de aforism în Vasile Băncilă. Vasile Băncilă știa ce face când scria aforism. Are și o anumită teorie a făptuirea aforismelor și o recomandare despre felul în care se cer citite aforisme. Fiecare autor de aforisme, fiecare autor de un aforism are în momentul respectiv și dă impresia unui gânditor categoric.
este un mic filozof, spune Băncea. Dacă iei toate aforismele și, sau o bună parte și le citești, se desprinde o anumită filozofie care este profundă despre om și despre diferitele aspecte existențiale. Nu întâmplător, în subtitlul volumelor de aforisme stă scris omul și există. Aș încerca să conturez o anumită poziție filozofică a lui Vasile Băncilă în perioada în care a fost fecund în scrierea aforismelor, care a fost perioada de după 1944 până în 1978. Și îndrăznesc să cred că, și să susțin că aceste cărți de aforisme sunt cărțile unei gândiri existențialiste creștine. Vasile Băncilă este un existențialist creștin, un existențialist creștin care sesizează realitatea creată cu toate aparentele ei contradicții care sunt pentru dânsul mai mult niște taine, niște taine și niște încercări, și subliniază tendința omului contemporan de a fi superficial, de a bagateliza elementele grave ale vieții și de a încerca să vadă în aspectele de taină și de încercare mai curând absurdul și irațional. Se întreabă la un moment dat cum poate fi caracterizat omul. Și această caracterizare, până la urmă, este o caracterizare religioasă. El consideră că este atâta omenime sau omenie în om, cât preocupare teologică, în sensul unei gândiri și unei viziuni despre o lume în care există Dumnezeu, nu în sensul unui dogmatism religios. Și mai spune, poate că cea mai bună caracterizare despre om este omul ca ceva sacru. Este oare de ajuns? El nu vede numai elementele pozitive din om. În aforismele lui compară acest spectacol pe care îl dă omenirea, omul de toate zilele, omul istoric, cu ceea ce arată lumea creată, lumea creată, adică lumea animalelor și lumea plantelor. E foarte interesant că are o înțelegere despre armonismul universal, care este în mare măsură la antipodul a ceea ce cred mulți oameni despre lupta tuturor contra tuturor, despre disarmonii, despre stridențele existente.
are aforisme foarte interesante despre prietenia ca forță mare, nu numai în societatea și în societatea umană pozitivă, ci în natura animală, și se întreabă dacă nu există și un spirit al prieteniei și între animale și plante, între plante și plante. Pentru dânsul, un animal de excepție este câinele. Ca un animal care întruchipează fidelitatea și prietenia partenerului. Și ocupându-se și de alte animale legate de viața omului, legate de istoria omului, se întreabă la un moment dat ce a făcut omul de-a lungul istoriei dintr-un animal pe care îl admire el foarte mult și care este calul. Schițează noblețea, îndrăzneala, eleganța calului, care a fost transformat întâi într-un animal de tracțiune sau într-un vehicul al carelor de război sau ca un călăreț, pentru călăreț, ca un vehicul al morții. Și până la urmă, cu o ironie amară, se vorbește despre tăierea cailor și transformarea lor în conserve, comentând că spre deosebire de caii aceștia transformați în conserve, omul ei se hrănește să fie mâncat în pământ, înainte de a fi, cum să spun, înainte de a fi pornit pe o cale indirectă, care este hrăzită animalelor ce sunt sacrificate de om pentru hrană sau pentru alte folosiri. Este un filozof al omului. Este un filozof al omului concret, al omului comun și al omului excepțional. Este un filozof al destinului pe care îl consideră ca legat de istorie, dar în destin, nu toți, și în istorie, nu toți oamenii păptuiesc istorie. Cei mai mulți se lasă antrenați sau se lasă ispitiți de istorie. Marea majoritate a oamenilor se întreabă el dacă nu cumva ar merita epitetul de ființe a-istorice, nu trans-istorice. Este înspăimântat de aspectele triste ale istoriei, de faptul că istoria este un câmp de competiție, un câmp de confruntări, un câmp mai mult sau mai puțin odios, și totuși se întreabă ce este în viață, că merge înainte. Cu toate acestea, merge înainte. Se vede în comentariile aforistice pe care le face această credință a lui într-o economie providențială a naturii, în care intră ca o componentă foarte necesară și de văzut
în ce măsură este necesară chiar ceea ce este rău și ceea ce este suferit. Și se vede mereu împletirea între constatarea filozofului și eventuale aplicații pedagogice ale